Of course, I remember all my life the days they were arrested. I walked with Sanda from school. I arrived in our building and there was a man. He came towards me and said, "Do you think your father is home?" So I rang the bell and the door sprang open. And there are two people with guns in their hand, aiming them at me, and said, "Put up your hands, come in." And I put up my hands and I came in the room. And there was my brother, he was 8 years old. He was sitting on a little chair, surrounded by two neighbors and by several other people with guns in their hands. They didn't tell us anything. I started crying, and one of them said, "Shut up or we'll shoot you." About an hour later, my mom came. She was carrying a horseshoe in her hands that she found it on the road, which was supposed to bring good luck. They tied her up and took her away. Of course, I remember that. You see, there are a lot of things you remember, like words that you told other people about them, till the events and the words become indistinguishable. But this is one of the very few days in my life that I remember everything. I remember the colors and the images and the smells and the noises. That was the end of a sort of childhood. That's the last time I was on the street where I grew up. Bunica, bunica matare. Da. Ah. Da. Și acum, de unde sunteți veniți? Din Statele Unite. Unite și am întors aici pentru că vreau să văd unde a crescut familia mea. Monica e mama sau bunica? Bunica? Ești fata Michi? Michi, da. Michi ești? Nu. Michi e mama mea. A făcut Michi s-a măritat? Michi s-a măritat, da. Hei, o duceam cu căruțul, uite pe aici, blondină. Aici a fost casa lui. Haide că stau eu acolo în curte să vedeți. Da? Sigur vreau că... Dar știi românește? Știu puțin, dar nu vorbesc foarte bine. Dar foarte bine vorbește. Ce povestea, rog? Sau nu prea o știu? Nu prea știu. Vino să vă spun eu. Când a dat această lovitură la bancă, Monica și cu soțul ei, ei locuiau aici. Atâta pot să vă spun. Și de aici au fost arestați. Și ați fost în casă? Sigur, când de arestat, noi eram aici. Ce s-a întâmplat, știi, vai de capul nostru. Spune ce s-a întâmplat. Lasă. Că știu eu mai bine. Taci. Lasă-mă să vorbesc. Lasă-mă să vorbesc. Eu știu mai bine. Când el a terminat. Așa, ei aici au fost arestați. Da. În casa asta au fost arestați. Și Moni a venit de la pușcărie ca pura banii de la bancă. O bătea Gugu, eu știu mai bine. O bătea Gugu ca să facă așa ca el, bărbatul lui Moni. O bătea pentru că a scurit banii de la bancă și a furat banii de la bancă, a dat jos pe șoferul de la banca aia, l-a dat jos și a furat sacii cu bani și a oprit numai cei de 10 de 100 de mii, alea de 3 mii, știți bine românește? Da, înțeleg. Le-a aruncat în Dâmbovița și vreți să fotografie, zic, fata lui mie, ia, câți ani ai? 23. Și mici cât să aibă?
53. Papa, cum mi-ai zis 53 de ani? A trecut mult să... Domnișoară, cum o chema pe mama dumitale? Miki. Da, și frate, și fratele ei? Gadi. Gabi. Gadi. Ce s-a întâmplat când a venit poliția? Păi i-a arestat că era aici. Nevastă mea era acolo, o chemat, a chemat-o sus acolo. Era sus? Și a asistat la, percheziție, la descindere. A, da? Soția mea. Ce s-a întâmplat la percheziție? La percheziție. Adică căutau banii. Ea spunea, a răscorit toate lucrurile. Toate lucrurile le-a răscorlit. A tăiat tapiseria. A tăiat tot ca să caute banii, că a fost vorba de un milion și ceva, oricum vremea aceea. Bani grei. Erau bani grei. Ce credeți despre de ce au furat? Ei la un moment dat au spus că... Nu credeți că era numai pentru bani sau ce credeți? Da, nu, ei la un moment dat au spus că a vrut să ajute comunitatea evrească sau niște evrei. Asta a fost declarația lor. Dar ei au început să împape banii. Și-au cumpărat, erau din banda lor, unul și-a cumpărat motocicletă, nu? Lucruri erau aici pe întinse, numai mătăsuri, numai căbăși frumoase. Cam trist a fost istoria asta. Astea au fost faptele. Bine. Atâta. Vreau să vă spun. I've collected hundreds of versions of the same story by now, each more Byzantine than the last. I hear that the money stolen from the bank was meant to buy an airplane that would fly all six bank robbers to Israel. I hear that the money left over from the airplane was meant to be distributed Robin Hood style to destitute Jewish families or to fund some sort of Jewish revolution. Some people even tell me that the bank robbery never happened at all. That the entire scenario is constructed by the government to scapegoat Jewish intellectuals and promote a nationalist political agenda. I can't tell if I'm getting closer to understanding what happened or further away. I've finally been granted access to the bank robbery case files in the former secret police archives. I spend my days now reading arrest warrants, forced confessions, and exhaustive lists of objects seized during house searches. 5 yellow metal teeth, a book in German called Heinrich Heine, Poet of the Jews, a refrigerator, possibly electric, a Schaffhausen brand gold watch. At first, these lists seem full of promise. Between the words is space for entire houses full of people and gold watches. I find volumes of transcribed conversations taped in my grandmother's house by hidden microphones. They read like a kind of obscenely voyeuristic movie script. Characters called woman, man, child number one, and child number two discuss the price of meat, train schedules, and summer vacation plans. No one mentions buying an airplane or financing a revolution, but every 10 pages or so, someone says something like, "Where did you hide the money?" or "Put away that gun." If I had any doubts that the bank robbery actually happened, I don't anymore. It seems inconceivable that anyone could invent dialogue that banal. I tried to tease the text apart and build it back into a coherent story, but it's somehow impossible. The language seems doctored, devoid of any meaning. The facts only seem to obscure what's really going on in the minds of six people at the moment of robbing a communist bank. The only real thing I learn is that the friendly couple I met on my mother's street was recruited by the police to spy on my grandmother and send in daily reports of her activities.